Polițiștii din Negrești și cei din Rafaila, cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu, au identificat pe raza comunei Rafaila un bărbat de 33 de ani din comuna Vânători, județul Iași. Acesta a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de furt din locuințe. Judecătoria Vaslui a emis un mandat de executare a pedepsei de 10 luni de închisoare, iar bărbatul a fost condus în vederea încarcerării la penitenciarul Iași. Un alt bărbat din Vaslui a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie și polițiștii hușeni au dus la final un mandat de arestare pe numele unui bărbat de 33 de ani din Bunești-Averești. Acesta a primit 2 ani de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie. Pe lista celor încarcerați de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui se află și un tânăr de 16 ani din comuna Miclești. Față de acesta, judecătoria Vaslui a emis o sentință penală de internare într-un centru de reeducare pentru săvârșirea infracțiunilor de furt. Minorul a fost condus la Centrul de Reeducare a Minorilor Târgu Ocna.